Elevii și studenții din familiile nevoiașe își pot achiziționa calculatoare în cadrul programului Euro 200, program prin care sunt acordate bonuri valorice de 200 de euro. Beneficiarii acestui program trebuie să provină din familii cu un venit lunar maxim de 150 de lei pe membru de familie. Cererile se depun la unitățile școlare, iar distribuirea bonurilor se va face în perioada 24 iunie-31 august. Programul guvernamental de acordare de sprijin financiar în valoare de 200 de euro pentru achiziționarea unui computer se continuă și anul acesta. Până la acest moment, în județul Giurgiu au fost introduse 108 cereri de astfel de aparate. Anul trecut, 336 de elevi au beneficiat de acest sprijin financiar. Programul Euro 200 se derulează începând cu anul 2004, obiectivele sale fiind stimularea achiziționării de computere prin acordarea unor ajutoare financiare stabilite pe criterii sociale și respectiv crearea de competențe în utilizarea mijloacelor IT. Bugetul alocat anul acesta de Ministerul Educației pentru derularea programului Euro 200 este de 16 milioane de lei, estimându-se că vor beneficia de acest sprijin aproape 17.800 de elevi și studenți.